Bună dimineața, prieteni! Bine v-am regăsit la Sinaxarul zilei de 28 martie. Astăzi facem pomenirea Sfântului Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului. Cuviosul Ilarion a fost starețul mănăstirii Pelechit din Helespont, în Asia. Plin fiind de Duhul Sfânt, el a strălucit ca un soare printre oameni, vindecându-i de boli și curățindu-i de duhurile cele necurate. Acest bărbat dumnezeiesc a luat mai apoi mucenicia în timpul lui Leon Armeanul, 813-820, care pornise din nou prigonirile contra apărătorilor sfintelor icoane. Împreună cu alți 40 de monahi, cuviosul Ilarion a fost alungat în surghiun la Efes și acolo a pierit în temniță. Despre dânsul descrie cuviosul Iosif, scriitor de cântări, în a 8-a pezna a canonului, ca pentru cinstirea icoanei Mântuitorului a răbdat prigoniri de la muncitori și îl numește mucenic, pentru că a viețuit, precum se povestește într-o cuvântare, pe vremea împărăției lui Leon Armeanul, 813-820, care a călcat sfintele icoane. Altora li se pare cu adevărat că a trăit pe vremea împărăției lui Leon Isaurul, 717-741, și a lui Compronim, fiul lui, 741-775, care, cu mulți ani mai înainte de Leon Armeanu, a fost și că a pătimit pentru sfintele icoane în acea vreme când voievodul lui Compronim a năvălit fără veste cu oaste asupra mănăstirii ce se numea Pelechit. În Sfânta și Marea Joi a Mântuitoarelor Patim, când se săvârșea dumnezeiasca liturghie și intrând în biserică și în altar cu îndrăzneală, a poruncit să tacă cântarea și a răsturnat la pământ sfintele și dătătoarele de viață taine a lui Hristos. După aceea, prinzând pe cei mai aleși monahi, 42 la număr, i-a ferecat cu legături de fier, iar celorlalți, cu bătăi cumplite chinuindu-i, le-a rupt trupurile. Pe alții, barbarile și fetele lor cu smoala, bărbile și fețele lor cu smoală ungându-le, i-a aprins și altora nasurile le-a tăiat. După aceea a aprins mănăstirea și biserica, iar pe cei ferecați, 42 de părinți, i-a surghiunit în țara de la marginea Efesului și acolo, într-o baie veche încuindu-i, i-a chinuit cu sila de moarte. Troparul Sfântului Ilarion cel Nou. Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare și te-ai făcut luminător lumii strălucind cu minunile Ilarion, părintele nostru. Roagă-te lui Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Cinstirea icoanei Maicii Domnului a semnului, după 3 zile de rugăciuni, arhiepiscopul Ilie Novrogorod a auzit un glas minunat care i-a poruncit să scoată icoana Maicii Domnului din biserica Schimbării la fața Domnului ce se afla pe strada Ilina și să fie purtată în procesiune pe zidurile orașului. În timp ce icoana era purtată în procesiune pe ziduri, asediatorii au tras o salvă de săgeți spre cortegiu, iar una dintre săgeți a străpuns fața Maicii Domnului. Din ochii fecioarei au început să izvorască lacrimi și atunci icoana s-a întors singură cu spatele la cei ce o loviseră. Tot astăzi facem pomenirea Sfântului Cuvios Ștefan Mărturisitorul, Făcătorul de minuni, Sfântul Irodion, unul dintre cei 70 de mucenici ai Domnului.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Tuturor sărbătoriților zilei, le doresc din toată inima, cu toată dragostea, un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, fericire și prosperitate. Iar cei care doriți, sunteți invitați să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța, spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, unde este posibil să găsiți lucruri care să vă intereseze și să fie de un real folos, iar atunci când postez ceva nou, să fiți notificați, să puteți lua la cunoștință acestea. Vă mulțumesc, Doamne ajută, să aveți o zi așa cum vă doriți!